Salutare, salutare! Ia uitați ce săpunele frumoase am eu aici. Și am zis să le tai împreună cu voi. Tot așa, la o poveste. Sunt absolut fantastice. Îmi pare rău că, mă rog, nu, chiar nu se poate simți și mirosul, care e absolut fantastic. Ok, o să începem cu cel mai bombastic, să zic. Miroase extraordinar de bine. Am făcut un blend de cocos, mosc alb, tabac oliv și a ieșit așa ceva exotic și foarte, foarte fain. Dar am impresia că înăuntru. Ia uitați! Ce frumos este! Și miroase demențial. Eu am așa niște amestecuri pe care le ador. Da. A intrat puțin și în gel. A făcut un pic de soda ash. Dar nu este absolut nimic. Important este să fie calitativ. Bineînțeles, și cu sclipiciul de rigoare, că nu se putea fără sclipici. Și am avut într-un pahar un amestec de auriu. Pentru un alt produs și am pus și puțin auriul ăla ce a rămas, am amestecat cu puțin alb și a dat o tentă aurie. Ăsta e săbunul cu ulei de struț. Am să vă vorbesc astăzi despre ingrediente cosmetice. Multă lume se întreabă de pe unde iei, nu știu, unturi, uleiuri. Există acum pe net o varietate foarte, foarte mare de foarte multe site-uri. Eu folosesc și cocosul din cel pentru gătit, pentru că, vrând nevrând, absolut orice tipologie de ulei ai pune, el se saponifică. Doar ceea ce se adaugă după ce s-a încheiat procesul de saponificație, acel superfat, mă rog, la sfârșit ce ai adăugat, mai rămâne cât de cât în produsul final. De asta la săpunul negru african, spre exemplu, shea le adaug la sfârșit, după ce am mixat și după ce deja am ajuns la trace, atunci pun și untul de shea. Și, wow, miroase fantastic. Și el știu foarte bine că va rămâne în produs. Dar ce se pune înainte se saponifică, pentru că ăsta este procesul chimic și nu ai ce să faci. Soda se transformă și nu va mai, deci nu mai rămâne sodă, dar și uleiul respectiv ajută la acel proces de saponificație. E puțină chimie acolo și care chiar dă un rezultat bun. Dar eu adaug la sfârșit. În unele mi-adaug la sfârșit jojoba, în altele adaug la sfârșit untul de shea. Și asta mă ajută să își păstreze din
din proprietăți. Da, contează foarte mult unturile și uleiurile și pentru că da, de el depinde duritatea săpunului, depinde cremozitatea lui și așa mai departe. Dar da, e parcă predestinat Halloween-ului. Halloween! Da, nu sunt cu Halloween, nu știu de ce, nu am o afinitate pentru sărbătoarea împrumutată. Pentru mine, nu știu, 1 noiembrie este celebrarea morților și îmi aduce aminte de bunicii mei. Ca orice copil din timpurile respective, am crescut cu bunicii mai mult decât altfel și normal că îmi lipsesc enorm de mult și cu cât trece timpul, ne lipsesc și mai mult. Iar pentru mine, 1 noiembrie doar asta înseamnă. În fine, să trecem la lucruri mai fericite. Aici am avut un swirl in the pot, pentru că de data asta am obținut o pastă mai fluidă și din cauza asta am reușit să am un swirl mai fluid și un swirl mai delicat. Sunt atât de concentrată la ceea ce fac, încât e foarte, foarte greu să mă organizez. Bun, și atunci, după cum spuneam, revenind la ingrediente, uleiuri se găsesc pe... Sunt diverse site-uri, tipologie, vrac online, dry fruits, multe, foarte mult. Foarte multe. Fiecare site are tipologia lui și de la unele, spre exemplu, mi-au nu numai uleiuri, ci și chili uscat și alte produse, alte ingrediente care mă ajută pe mine. Dar ca și parfumante speciale pentru săpun, eu prefer să mi le iau din străinătate, asta însemnând Anglia, Italia, Germania. Da, e super fain. E super, super fain. La asta, de fapt, numai mai este puțin farmec, pentru că restul sunt fără model. Fiecare e în felul lui fantastic. Ok. Din păcate, la noi nu se găsesc foarte, foarte multe opțiuni pentru parfumantele de săpun, care să fie și naturale, să aibă și un miros suav. Iar uleiurile esențiale consider că sunt bune, în special pentru săpunurile și produsele. Ok, trecem la al doilea săpunel. Așa arată. Interesant, dar are o tentă de verzui. Cu siguranță nu v-ați fi imaginat niciodată ce conține ăsta. Ei, săpunelul ăsta meu conține așa. Nămol de la Marea Moartă. Am avut pe cineva din familie care a fost în concediu în Israel și de la care am primit o pungă cu nămol. Bine, că miroase bine. Cred că ceai alb am pus, dacă mi-amintesc bine, în el. Dar culoarea îi este dată și chiar am pus două linguri, cam așa de linguri, deci nu lingurițe, două linguri de nămol am pus în uleiuri. Nămol sărat. Și nici nu este prea tare, deși de la nămolul sărat săpunurile cu multă sare se întăresc. Dar
Asta este destul de finuț, destul de moliuț. Bine, acum contează foarte mult și compoziția uleiurilor. Dar trebuie să vă povestesc ce am pățit eu cu un săpun cu sare. Am pus apă sărată în care am dizolvat soda. I-am mai adăugat și niște sare acolo la sfârșit ca să fie, deci nu pe la începuturile săpunăritului meu. Și în concluzie, săpunul meu s-a betonat în 2-3 ore. Eu m-am dus, am încercat să-l tai, n-aveam tăietor de felul ăsta, oricum nu l-aș fi tăiat cu tăietorul. Și l-am tăiat cu barda respectivă portocalie pe care o știe toată lumea. Mi-am tăiat săpunul și mi-am tăiat și o bucățică din degețel. Adică, bine, cum să nu se înțeleagă că am rămas fără o bucățică de degețel, dar ideea e că m-am înțepat și la degețel pentru că săpunul meu era beton. De asta, cei care faceți săpunuri cu sare sau cu apă sărată, în mod normal, apa sărată ca apa sărată, că și ea sare nemul sărat și nu e extraordinar de tare. Dar care puneți sare și sunt rețete cu un kilogram de sare la un kilogram de uleiuri, e, ăla turnați-l neapărat în forme individuale, pentru că altfel este destul de dificil de tăiat, către imposibil. Și pe lângă că nu puteți să-l tăiați, se mai și fărmițează. Deci, aveți încă o fericire în plus. Dar de asta, săpunul cu multă sare e un săpun foarte bun. Doar că, na, necesită cura aceasta. O atenție sporită, practic. Ce fac eu cu astea? O să le usuc și o să le pun ca și mostre, pentru că sunt foarte, foarte făinuțe și foarte apreciate. Deși sunt mititele, dar na, reușești să-ți dai seama de calitatea produsului, să zicem așa. Bun, și o să tai și ultimul săpun. Este negru african. Interesant e că nu mi-a ieșit atât de negru pe cât m-aș fi așteptat, deși i-am pus aceeași cantitate. Rețeta e la fel, niciodată nu schimbă. I-am pus aceeași cantitate de coajă de banană, dar de data asta a ieșit puțin tel mai deschis la culoare. I-am pus și celebra lingură de unt de shea cu vârf. Deci vă dați seama ce cremozitate are săpunul ăsta. Și cam atât. Cu asta am încheiat seria săpunelelor de astăzi. O să-l mai tai chiar puțin tel, chiar să vedeți cum e în interior. Punctele sunt de la coaja de banană. Bine, că el se va usca și puțin își va mai schimba culoarea. Nu miroase bine și asta bine, că el are un miros mai aparte de la ingrediente. Miros pe care și-l păstrează. E un săpun care se poate folosi și de drept șampon. Aveți un clip pe canalul meu cu săpunul negru african, în care am explicat exact ce am pus în el, pas cu pas. Aveți chiar și rețetă pe canalul meu de la săpunul cu nămol. Cred că aveți vreo două rețete încă, dacă stau bine să mă gândesc. Nu trebuie decât să vă uitați în playlistul Săpunuri Naturale și o să găsiți, și pe canalul meu găsiți playlistul, și acolo găsiți și rețetele de săpun.
Aveți foarte multe rețete de săpun. Cred că vreo 50 de rețete de săpun, fiecare să-și facă după cum își dorește și după cum are în casă, ca și ingrediente mai mult sau mai puțin sofisticate. Eu, așa cum am mai spus, cel puțin las rețete la îndemâna tuturor, rețete care sunt destul de simplu de făcut și care nu au ingrediente costisitoare. Pentru că nu doar săpunurile cu ingrediente costisitoare și unturi și uleiuri extra virgine sunt săpunuri bune. Poți obții săpunuri bune și într-o combinație mai simpluță, dar mai reușită. Bine, asta nu înseamnă ulei de floarea soarelui. Din uleiul de floarea soarelui reciclat, se poate face un săpun de rufe extraordinar. Chiar dacă doriți o rețetă de săpun de rufe, să-mi lăsați în comentariu la clipul meu și o să facem împreună și un săpun de rufe. Eu deocamdată am făcut, când mi se va termina o să îl refac, până atunci nu, dar va trebui să îl refac și atunci putem să facem împreună. Deci dacă vă doriți săpun de rufe, un comentariu acolo în josul clipului și o să facem și săpun de rufe. O să vă dau rețeta și pentru cel din uleiuri reciclate și o să facem și din o rețetă normală cu unturi și uleiuri noi. Și atunci o să vă spun exact și cantitățile. Bun, asta a fost tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, o distribuire pe profilul de Facebook, pe Instagram, pe ce aveți. Și mai ales să vă abonați la canalul meu. Abonarea este gratuită, găsiți acolo de sub subscribe. Vă abonați la canalul meu și în felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. Nu numai că apăsați subscribe-ul, pentru cine își dorește să apese și clopoțelul, este un clopoțel tot acolo în partea de jos. Și acționând clopoțelul primiți notificare în momentul în care eu postez un clip nou. Asta este tot pentru astăzi, v-am pupat!